informații, multe informații, se aglomerează informațiile în legătură cu amenințarea unei provocări rusești la Zaporojia. Televiziunile ucrainene transmit deja niște imagini foarte mișcate, colegii mei le verifică acum, nu vi le arătăm, niște imagini foarte mișcate din interiorul centralei de la Zaporojia. Aparent sunt imagini care au fost furnizate de muncitorii ucraineni de acolo, în care se vede că rușii au adus foarte multe mașini militare în interiorul sălii mașinilor, sala mașinilor centralei de data asta. Sunt mașini militare, vehicule militare care au celebra literă Z. Ce vor rușii să facă acolo? Asta este întrebarea pe care ne-o tot punem, pentru că ucrainenii spun că mâine rușii vor face o provocare la centrala de la Zaporojia, într-un context extrem de încărcat. Inclusiv vizita lui Recep Tayyip Erdoğan în seara asta la Lviv a făcut o declarație care sună în felul următor: suntem foarte îngrijorați, nu vrem încă un Cernobâl. Ce știm, ce se poate întâmpla în orele următoare la Digi24 împreună cu invitații noștri? Și un element interesant. Washington Post, e un subiect despre care am mai vorbit, a publicat dovezile conform cărora administrația americană a știut încă din octombrie 2021 cu detalii că rușii pregătesc un atac în Ucraina. Detalii de genul hărți, imagini de satelit, documente obținute de americani chiar de la Kremlin. Odată cu aceste informații, partenerii, aliații americanilor au fost informați, doar că nu i-au crezut, pur și simplu. Nici președintele Franței, nici cancelarul Germaniei, din păcate nici Volodymyr Zelensky. Washington Post, deci, l-a întrebat pe Volodymyr Zelensky: de ce nu i-ați anunțat pe ucraineni că urmează un atac dacă americanii v-au vorbit despre atac? Iată răspunsul lui. Ucrainții, grудень, січень, лютий, виводили гроші з нашої економіки. І ми могли би бути жорсткими, але ми не давали ні Національному банку, нікому обмежувати людям брати свої гроші. Хоча ми точно розуміли, що це буде бити по економіці держави. Всю свободу, яку мають люди в демократичній країні, всю свободу люди отримали. Вся інформація, що у нас була, вона у них була. Вибачте, те, що я не говорив, що їх задум там щось зробити зі мною, тощо, те, що мені розвідки доповідали постійно, вам треба вивозити. Я сказав, як ви собі це бачите? Я буду вивозити свою сім'ю, я буду щось робити, а люди нехай тут залишаються. Я так не можу. Наша земля, це єдине, що у нас є, будемо разом тут, а потім вже було те, що було потім. Avem informații noi, explozii în regiunea Belgorod. Exploziile pe care le vedeți sunt în Rusia, pe teritoriul Federației Ruse. Ele sunt până în acest moment misterioase, pentru că nu știm de ce au fost provocate, nu știm de cine au fost provocate. Ar putea fi vorba despre încă un depozit de muniție. Repet, regiunea Belgorod, teritoriul Federației Ruse. Astfel de imagini de zi au fost filmate astăzi în Crimea, din nou explozii în peninsula ocupată de Federația Rusă în 2014. Astăzi ar fi vorba despre a patra serie de explozii în ultimele două săptămâni. Ucrainenii nu au revendicat atacurile, rușii nu au spus absolut nimic despre ce s-a întâmplat acolo. Oricum, pare că se intensifică operațiunile militare. De altfel, ucrainenii amenință cu o intensificare, o intensificare care ar putea să aibă legătură cu ziua independenței Ucrainei, 24 august. Tot în seara asta, Serviciul de Informații al Ucrainei a dat publicității o înregistrare telefonică între un soldat rus și mama sa, în care soldatul îi spune mamei cu frică că este sigur că ucrainenii îi vor ataca pe 24 august. În studioul Digi24, invitații noștri, politologul Cristian Pârvulescu, bună seara, domnule profesor. Bună seara. Generalul în rezervă Cristian Barbu este fostul rector, fostul comandant al Academiei Tehnice Militare. Bună seara, domnule general. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și Valentin Naumescu este profesor de relații internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Bună seara, domnule profesor Naumescu.
Bună seara, bine v-am regăsit. Începem cu dumneavoastră, domnule profesor, despre îngrijorarea exprimată și de președintele Turciei. Vom vorbi în seara asta pe îndelete despre semnificația vizitei, despre conținutul discuțiilor, vom vedea și imaginile. Dar înainte de toate, în contextul ăsta în care ucrainenii anunță că se tem de o provocare mâine la Zaporojia, vorbește despre Zaporojia și președintele turc, cum e? Orice lupte care se dau în apropierea unei centrale nucleare, sigur că nu pot fi decât foarte îngrijorătoare. Și pe plan local, regional, în sistemul relațiilor internaționale se caută soluții pentru ca ce e mai rău să nu se întâmple. Pe de altă parte, știm la fel de bine că amenințarea este în sine o armă folosită în război. Și are efecte chiar dacă nu se produce, chiar dacă nu se materializează. Deci trebuie să ne așteptăm că de acum înainte, au fost și până acum amenințări nucleare, nu este prima dată, dar vor continua astfel de amenințări cu accidente nucleare, cu bombe nucleare tactice, se vorbește deja de aproape 6 luni de riscul nuclear. Am citit și analize, să spunem, ale experților nucleari care spun că un accident de tipul celui de la Cernobâl este foarte puțin probabil în cazul centralei de la Zaporoje. În cel mai rău caz, în cazul întreruperii alimentării cu apă, a pompelor de răcire, se poate ajunge, în cel mai rău caz, spuneam, la un scenariu de tip Fukushima, 2011, spun experții americani, niciun caz explozie nucleară, ci, tehnic vorbind, se poate ajunge în cel mai rău caz la otopirea reactoarelor. Dar, repet, nu suntem acolo și nici nu cred că vom ajunge, însă sigur că amenințarea în sine este un factor și politic și psihologic foarte important într-un război care obligă părțile să se poziționeze într-un fel sau altul. Și foarte probabil ca Rusia la un moment dat să intenționeze, să vizeze chiar închiderea centralei de la Zaporoje, argumentând, iată, cu nesiguranța extremă care există în jurul acestei centrale. Ori o închidere a centralei de la Zaporoje, una dintre cele mai mari din regiune, din câte cunosc eu, sigur că ar amplifica și mai mult criza energetică din Europa, scăzând pe de o parte alimentarea în Ucraina și crescând tot mai mult dependența de hidrocarburile rusești. Amenințarea decurge și din harta, simularea făcută de Ministerul Apărării de la Moscova pentru un ipotetic nor radioactiv pornit de la Zaporojia și care ar mătura estul și centrul Europei, fără să afecteze însă Ungaria, de exemplu. Iar specialiștii meteorologii cu care am stat de vorbă ne-au spus că nu pot spune absolut nimic despre această hartă atâta vreme cât nu știu pentru ce perioadă a fost făcută această simulare și dacă au fost luate în calcul datele referitoare la circulația aerului. Domnule profesor, rămâne, Pârvulescu, rămâne vestea asta alarmistă pe care ne-o dau ucrainenii. Mâine se întâmplă ceva pentru că rușii le-au spus muncitorilor ruși să nu vină la muncă mâine la Zaporojie. S-ar putea să întâmple ceva, dar nu este deloc o noutate. Rusia vrea să închidă centrala. Au și spus, Ministerul Apărării a spus. Vor să închidă centrala pentru a alimenta criza energetică din Ucraina. Ca urmare vor folosi toată această paranoie pe care o alimentează pentru a justifica acest lucru. Și așa cum au făcut și altă dată, ar putea simula un atac care să justifice închiderea centralei și odată ce a fost închisă, situația va deveni din ce în ce mai complicată. Pentru că întreaga bătălie la care asistăm de câteva săptămâni în jurul centralei, o bătălie propagandistică, vizează demilitarizarea. Ori demilitarizarea înseamnă în principiu că Ucraina păstrează controlul asupra centralei. Rusia nu va accepta niciodată ca Ucraina să păstreze controlul asupra centralei. Și vă rog să analizați rațional situația, nu etic. Și nu etic din perspectiva noastră. Este rațional ca Rusia să urmărească aceste obiective într-un război pe care vrea să-l câștige, așa cum este rațional ca Ucraina să încerce cu toate posibilitățile pe care le are să întoarcă situația. Numai că Rusia a ocupat această centrală, are controlul asupra ei și poate să facă acest lucru.
De ce ar crede Erdogan că are mai, ar putea să îl convingă pe Putin să renunțe la planul său? Mă îndoiesc că cineva îl va putea face pe Putin să renunțe la planul său. Nimeni nu l-a făcut, de exemplu, să renunțe la războiul său. Deși știți foarte bine că discuțiile privind războiul nu doar că erau făcute de CIA și de reprezentanții administrației americane, dar le facem noi aici în studio. Deja începând cu luna decembrie, informația era publică, pentru că americanii au vrut să creeze o opinie publică care să împiedice pe Rusia să atace Ucraina. Acum credeți că Ucraina folosește aceeași metodă, apropo de Zaporojie? Este o metodă clasică în confruntările legate de război. Da, cred că o folosesc, cred că speră. Organizația Națiunilor Unite a cerut demilitarizarea, Rusia nu este de acord. Și în situația asta mi-e foarte greu să văd care este ieșirea, alta decât închiderea centrală. Mie mi se pare o certitudine aproape absolută că acest lucru se va întâmpla. Pentru că intră în logica pe care v-am explicat-o mai devreme. Doar dacă se oferă, cum explica domnul profesor Naumescu mai devreme, ceva în schimb. Se negociază. Dar ce se poate oferi în schimb este foarte greu de spus în momentul ăsta, pentru că nu hărțile privind deplasarea norilor radioactivi, despre care toți specialiștii serios spun că nu vor exista, sunt cele care ne preocupă acum, și mai degrabă situația energetică la iarnă. Despre ce se întâmplă, comentariul dumneavoastră, domnule general, după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi! Informații noi, există o justificare pentru ordinul ca mâine militarii angajați ruși ai centralei atomoelectrice de la Zaporojia să nu se prezinte la serviciu. Comandantul militar al centralei spune că este iminent un atac al ucrainenilor. De aceea mâine ar trebui să vină la serviciu doar personalul minim, cel operativ. Și încă o informație nouă, media rusă, canalele de televiziune de la Moscova relatează despre faptul că în jurul podului Putin, de peste strâmtoarea Kerch, a fost activată apărarea antiaeriană, domnule general. Dar până acum n-aveau apărare antiaeriană la podul Kerch? Până acum nu au avut o apărare antiaeriană de cea mai bună calitate. Se bazau pe acele sisteme care aveau o bătaie scurtă și medie. Acum deja au adus sistemele S-400 în zonă și se feresc de lovituri puternice aeriene care ar putea să fie atât dirijate pe aeronave cât și rachete. Sigur, nu ne gândim la acele rachete cu bătaie lungă pe care probabil că le mai așteaptă încă Ucraina de la Statele Unite, acele ATACMS-uri sau ATACMS. Dar au și ucrainienii o serie de rachete care ar putea să atingă acea zonă. Au chiar bătaie mai mare, de vreo 200 și vreo 30-240 de kilometri chiar acele rachete. Totul este că până în acest moment nu avem informații că ar putea fi atât de precise încât să lovească podul în părțile, să zicem, de structură, în părțile esențiale de rezistență. Însă există posibilitatea ca sistemul de dirijare între timp să se fie îmbunătățit și să poată să lovească acest pod. Înseamnă că informațiile sunt în sensul că se va putea lovi acel pod. Ucrainenii au prezentat astăzi mai multe imagini. Într-una dintre ele veți vedea foarte clar podul Putin de peste strâmtoarea Kerch. Ucrainenii spun că aceste imagini suna mai degrabă ca un avertisment către ruși. Vă vedem. Și vă vedem foarte bine. Ucrainenii spun că au un satelit care folosește o tehnologie în spectrul microundelor. Da. În felul acesta, imaginile pe care le obțin din satelit sunt până la rezoluția de 25 de centimetri și, datorită acestei tehnologii, văd pe orice vreme, pot obține imagini foarte clare. E important, domnule general? Sigur, este important. Tehnologia asta a microundelor, care e foarte asemănătoare, să zicem, cu radarul, care funcționează indiferent dacă am sau n-am nor, dacă umiditatea este mai mare sau mai puțin importantă, deși la umiditate foarte mare, sigur că există o dispersie foarte mare a acestui sistem, dar practic face o radiografie. Haideți să ne gândim că suntem chiar la razele X pe care le făceam de mult, nu le mai facem în acest gen, dar
ca să ne dăm seama cu toții, indiferent de vârstă, de stare, o radiografie a solului cu aceste dispozitive cu microunde. Și practic vedem cam tot ceea ce înseamnă diferență de densitate, adică diferență de material. Masa e un material, sticla un material. Imediat vedem această diferență de densitate, o măsurăm, îi știm amplitudinea și putem spune că acolo este o sticlă, dacă are 50 de centimetri. Și asta înseamnă că rușii trebuie să se teamă. Presupun că sigur, rostul informației publice de natura asta e să-i facă pe ruși să se teamă? Sigur, și nu numai rușii, pentru că tehnologia nu este numai ucraineană. Poate că și alte state ar putea să se teamă atâta timp cât această tehnologie este a vestului. Totul converge către ce s-ar putea întâmpla pe 24 august. Și vom vorbi și despre asta. Sună amenințare 24 august 1991, declararea independenței Ucrainei. Dar nu dăm filmul înainte. Domnule profesor Naumescu, spuneți-ne dacă sunteți de acord cu comentariile pe care le-am văzut după apariția articolului din Washington Post, articolul care ne spune cât de bine au știut americanii ce urmează să facă rușii în Ucraina, să atace Ucraina, știau din octombrie. Înțelegem din acest articol și că imediat cum americanii, administrația Biden a aflat că există această posibilitate, șeful CIA a fost trimis la Moscova pentru a le spune rușilor că americanii știu că se întâmplă asta. Știm și ce răspuns a primit șeful CIA. A venit înapoi la Casa Albă cu informația că îngrijorările au crescut în loc să scadă în urma acestei deplasări și mai știm și că nu au fost crezuți americanii. De aici și comentariile pe care vă voi invita să le comentați, comentariile că americanilor le-a ieșit foarte bine, a fost o capodoperă de spionaj să aibă atâtea informații, doar că nu i-au crezut aliaților, nu i-au crezut francezii, nu i-au crezut germanii, nu i-au crezut nici măcar ucrainenii. Sunteți de acord? Articolul despre care vorbiți vine cu elemente doar parțial noi, vine cu elemente de atmosferă, să spunem așa, pentru că în linii mari se știa că spionajul american avea din toamnă informația privind pregătirea unei invazii rusești asupra Ucrainei. Existau astfel de informații și în spațiu public. Se știa că americanii încearcă să-i alerteze și pe ucraineni și pe partenerii din NATO. Sigur că răspunsul Ucrainei, răspunsul președintelui Zelenski este greu de să ne punem acum în pantofii lor. Haideți să ne gândim că probabil președintele Zelenski, sigur că a fost informat și veneau informații foarte calde de la sursă, dar probabil s-a temut de un haos, de instalarea haosului în Ucraina. Pentru că o țară care, pe de o parte, se depopulează, s-a temut probabil de un exod masiv al populației și, pe de altă parte, de decapitalizare. Da? Deci de scoaterea banilor din bănci. A și spus lucrul acesta. Deci o țară care se depopulează și se decapitalizează în același timp are șanse mult mai reduse să se apere în fața agresorului. Deci putem lua în considerare tot felul de rațiuni, să spunem, tactice, de pregătire, să spunem, a rezistenței în fața acestei invazii, dar sigur că de ce nu? Omenește vorbind, poate că a fost și o negare a scenariului cel mai rău posibil. Pe undeva poate că spera că nu se va ajunge până acolo. Deci este foarte greu să-l judecăm și eu m-aș feri să fac astfel de acuzații. Am văzut foarte multe critici. Au apărut chiar și în Ucraina abordări critice la adresa președintelui Zelenski, că nu a gestionat în mod corespunzător aceste informații care au fost transmise de către americani. Nu știu dacă putea să facă mult mai mult și nu știu dacă, repet, instalarea unei atmosfere de haos, de deznădejde, de alertă maximă ar fi ajutat mult mai mult Ucraina. Să sperăm că a făcut ceea ce trebuia să facă în plan militar. Volodymyr Zelenski spune că din estimările lor, ale ucrainenilor, ale oficialilor de la Kiev, dintr-un foc Ucraina ar fi pierdut 7 miliarde de euro prin exodul oamenilor, banilor și așa mai departe. Nu știm cât au pierdut, pentru că exod a existat. Exodul este imens. Știm că vorbim despre 7 milioane de
ucrainieni care au părăsit teritoriul și cei care au părăsit zonele locuite, sunt peste 10 milioane. Dar revenind, de ce nu au crezut foarte mulți? Pentru că nu era plauzibil din punctul lor de vedere. Pentru că părea puțin credibil ca o forță militară relativ mică, de 90-100 de mii de oameni, atât erau în octombrie masați la granița cu Ucraina, să poată ataca o țară imensă ca Ucraina și o armată de 200 de mii de oameni. Și atunci, analiștii militari de la Paris, de la Berlin, au fost în general reticenți, pentru că nu avea noimă. Și am văzut că, de fapt, nu a avut noimă, pentru că reușita nu a existat. Putin s-a bazat pe faptul că ucrainienii vor primi armata rusă cu seninătate. În ceea ce îl privește pe Zelenski, sunt pe aceeași linie cu domnul Naumescu. Nu putem acum, post factum, să decidem că a fost o eroare, câtă vreme era o informație, nu era o certitudine. Certitudinea a fost pe 24 februarie la ora 5 dimineața, când ordinul a fost lansat. Sigur că mulți am bănuit, din diferite motive, pe baza diferitelor evaluări teoretice, că se va întâmpla acest lucru, dar nimeni nu avea o certitudine. Faceți aminte că în acest studio se aștepta atacul zile la rând. Era o tensiune, era aproape sigur că se va întâmpla, dar nu se știa când se va întâmpla. În noaptea aceea se va întâmpla mai târziu. Știam inclusiv că va fi după Olimpiadă, după Olimpiada de iarnă din China. Toate aceste lucruri se adunaseră. Dar putem să-l acuzăm pe Zelenski că nu a decretat stare de urgență pentru că nu era sigur. Nu era sigur. Mai e o informație importantă aici, despre care vorbim după o scurtă pauză, tot atunci despre ce pregătesc ucrainenii pentru 24 august și despre toate datele din jurul acestei amenințări. Mâine rușii pregătesc o provocare la Zaporojie, spun ucrainenii. Ce spun rușii? După pauză, rămâneți cu noi. Ce pregătesc ucrainenii pentru 24 august? Rușii se tem de această dată, pentru că 24 august este ziua independenței Ucrainei. Există o înregistrare telefonică, a fost publicată astăzi, un soldat rus îi spune mamei lui că e sigur, el și camarazii lui sunt siguri că ucrainenii îi vor ataca pe 24 august. Până una alta, ucrainenii pun la cale atacuri în Crimea, în seara asta, inclusiv pe teritoriul Federației Ruse la Belgorod, imagini spectaculoase cu cel mai probabil un depozit de muniție care a explodat, flăcări puternice, imaginile sunt difuzate de televiziunile din întreaga lume, le-ați văzut și la noi, vor apărea pe ecran în câteva clipe. Dar, tot în seara asta, sunt mari îngrijorări în legătură cu centrala atomoelectrică de la Zaporojia. Pentru că Ministerul Rus al Apărării astăzi amenință că dacă ucrainenii vor continua să lovească centrala, atunci rușii o vor opri. O vor opri complet. Ucrainenii anunță că nu au lovit niciodată centrala de la Zaporojie. În plus, există date conform cărora rușii, soldații de la centrală, le-ar fi spus muncitorilor să nu vină mâine la serviciu. În principal, muncitorilor ruși. Mâine vor merge la centrală doar cei care sunt în schimb, în tură, și care fac parte din personalul operativ. Nimeni altcineva nu va fi primit la serviciu. Există și o explicație pe care rușii au dat-o. Ar fi iminent un atac al ucrainenilor. Ca și până acum în legătură cu centrala de la Zaporojie, ucrainenii îi acuză pe ruși și rușii îi acuză pe ucraineni. Ce se întâmplă? Ce date avem în minutele următoare, printre datele pe care le avem și simulările care au fost mai devreme pe ecran? Pe de o parte, Serviciul de Meteorologie din Ucraina a făcut o simulare referitoare la perioada 15-18 august, o simulare cu posibila deplasarea unui nor radioactiv care ar pleca de la Zaporojie în funcție de felul în care vântul a suflat în aceste zile, 15-18 august. Nu durează mult și vine și Ministerul Apărării de la Moscova cu o simulare diferită de a ucrainenilor, în care ipoteza este aceeași. La Zaporojie se produce o scurgere de radiații și atunci rușii spun că norul s-ar deplasa după harta lor.
Prima observație este că nu se potrivesc hărțile, cum ziceam mai devreme. A doua observație este că țările prietene ale Rusiei sunt ocolite în mod miraculos de acest nord, de exemplu Ungaria. România ar fi afectată pe jumătate din teritoriu, Ungaria n-ar fi afectată deloc și norul ar ajunge până în Germania, spun rușii. Meteorologii cu care am stat de vorbă în direct aici la Digi24 ne-au spus că nu-și pot exprima niciun fel de părere în legătură cu simularea rușilor, pentru că nu știu la ce perioadă face referire, nu știu dacă simularea rusească a luat în calcul direcția sau forța cu care suflă vântul, nu pot să spună prea mare lucru despre această simulare. E interesant felul în care ea a fost prezentată de purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării de la Moscova. El spune așa: o astfel de situație extraordinară va duce la o migrație în masa populației și va avea consecințe mult mai catastrofale decât, atenție, criza energetică care se apropie. Nu care ar putea fi, care ar putea exista, care s-ar putea apropia. Pentru purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării de la Moscova, criza energetică se apropie, domnule general. Adică rușii vor să ne sperie cu norul lor, nu? Cu fumul lor, cu harta lor. Aș lua un pic de la coadă către cap această frază. Important în fraza aceasta este că această criză energetică se apropie. Înseamnă că ideea de a schimba rolul centralei de la Zaporojie, de a opri, eventual de a o folosi în alte scopuri decât de a alimenta Ucraina sau sistemul economic, este elementul principal al acestui subiect. Adică va veni această criză oricum. Că norul ar putea să fie cel care să pună la un moment dat în discuție și alte aspecte cu privire la migrație, deplasări, radioactivitate crescută, contaminări, sol, aer, apă, este un aspect pe care la un moment dat îl tratează ca din punct de vedere militar. Vedeți, dacă se va produce acest element, vom avea radiații, nu vor fi decât acțiunile militare ale ucrainienilor, nu noi suntem acolo. Și se leagă cumva, dacă vreți, în această explicație, de absurda idee că ucrainienii ar putea să folosească sub steag fals ideea de a își distruge propria centrală nucleară, pe care, până una alta, ucrainienii o văd ca o salvare pentru iarna care va veni. Eu cred că ucrainienii în nicio clipă nu se gândesc că ar trebui să scoată această centrală din utilizare atâta timp cât ei vor avea nevoie de energie la iarnă. De aceea am și început cu analiza frazei la sfârșit, adică elementul de energie care vine, sperie, amenință și arată că, până la urmă, acolo este sâmburile acțiunii. Că va fi norul, că nu va fi norul acesta pe care l-au tot încercat ei din punct de vedere matematic să-l arate pe unde se duce, este, se pare, discuția legată de posibilitatea militară, care, după părerea mea, nu va fi. Pentru că și rușii sunt acolo și sunt și ei la fel de implicați în această radioactivitate, vor fi la fel de mult afectați ca noi toți și cred că până la urmă vor înțelege faptul că nu trebuie să se producă acest accident sau acest, dacă vreți, incident militar care să ducă la o astfel de situație de radioactivitate. Prezent aici în studioul Digi24, generalul Bălăceanu ne-a spus că centrala de la Zaporojie până una alta este o armă de război psihologic. Și același purtător de cuvânt al Ministerului Apărării de la Moscova spune în discursul de astăzi, cel care a înconjurat harta pe care ați văzut-o pe ecran, dă detalii de genul: generatoarele de rezervă ar putea să cedeze și reactorul se va supraîncălzi. De ce purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării de la Moscova? Nu, pentru că e război psihologic, înspăimântă. Pe cine? Pe cei din Occident, pentru că nu e așa, dezbatere există acolo, căci în Rusia toată lumea e convinsă că vântul bate numai spre vest. Dinspre est, spre vest. Deci n-au niciun fel de problemă. Ați văzut clar. Merge spre vest. Ocolește Ungaria pentru că este un vânt foarte patriotic. Și înțelept. Nu vrea să-l turbure pe Victor Orban niciun caz.
În schimb, am văzut că în Transilvania ajunge puțin, ceea ce nu este foarte corect din partea celor care l-au desenat. Nu, e război psihologic, cât se poate declara, pentru că nu există decât, nu putem spune riscul este zero, dar riscul este foarte mic. Probabilitatea unui accident nuclear este foarte mică. În schimb, folosirea pentru șantajarea opiniei publice internaționale și în special europene este la îndemână. Iar oprirea centralei, din punctul meu de vedere, este aproape certă. Despre centrala de la Zaporojia și în discuția din această după-amiază de la Liov, dintre președintele Ucrainei, președintele Turciei și secretarul general ONU, fiecare dintre cei trei, în declarațiile de după ce s-a terminat această întâlnire, s-a referit la centrala de la Zaporojia. Haideți să vedem declarațiile. Припинити всі провокації, припинити безумовно всі обстріли. Неприпустимо, що Росія свідомо ставить усіх нас на межу радіаційної катастрофи світового. Запоріжжя нюклеар централі етрафында девам еден чатышмалардан duyduğumuz endişeyi dile getirdi. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz. Military equipment and personnel should be withdrawn from the plant. Further deployment of forces or equipment to the site must be avoided. The area needs to be demilitarized. And we must tell it as it is. Any potential damage to Zaporizhia is suicide. Foarte interesant, domnule profesor Naumescu, secretarul general ONU spune încă o dată că soluția este demilitarizarea în condițiile în care Ministerul de Externe de la Moscova astăzi i-a dat răspunsul propunerii identice pe care o făcuse acum câteva zile. Nu este o propunere realizabilă, nu este o propunere pe care să o luăm în seamă, sub nicio formă nu plecăm de acolo. Simplu. Vedeți vreo soluție acum? Nu. Pe termen scurt nu văd nicio soluție. Evident că Rusia nu va accepta demilitarizarea zonei din jurul centralei. Dorește să păstreze controlul asupra acestei centrale pe care a ocupat-o la începutul invaziei. Scenariul cel mai probabil, așa cum discutam mai devreme, este închiderea centralei nucleare de către ruși, toată această tevatură, eventual o provocare care poate fi pusă în scenă mâine, în zile următoare, nu ar face decât să justifice închiderea centralei, așa cum spuneam mai devreme, pe fondul acestui, nu-i așa, risc nuclear imens. Ne-au și arătat o hartă cu norul radioactiv, am văzut două hărți de fapt, iată că și norul radioactiv este geopolitic în acest război, într-un fel arată dinspre partea ucraineană, în altfel arată din partea rusă. Este clar că se joacă această carte a amenințării, se joacă în mod copios și în toate războaiele amenințarea, spuneam, este o armă în sine, ea lucrează foarte puternic. Oamenii trebuie să țină cont de ea, pentru că nimeni nu este inconștient sau irresponsabil să spună riscul este exclus, riscul este zero. Da, noi toți aici putem spune că este un risc scăzut. Putem crede că în spate sunt rațiuni politice, tactice, strategice și că nu se va întâmpla acest lucru. Dar niciunul din noi nu am putea exclude complet sau riscul nuclear. Și tocmai pe această imposibilitate de a exclude riscul nuclear se bazează Rusia atunci când foarte probabil va anunța decizia închiderii și va spune mai bine așa, chiar dacă vine o criză energetică, chiar dacă vor crește prețul la energie, dar iată, v-am salvat de un nor radioactiv care ar fi venit spre Europa, spre Occident. Asta înseamnă criza energetică, cum a spus domnul purtător de cuvânt, criza energetică. Sigur. Care va veni. Că există. Criza energetică va exista. Asta înseamnă. Foarte interesante imaginile. Foarte interesante imaginile de la Liov, cele de la această întâlnire în trei. Au existat și bilaterale. Există și de acolo imagini. Trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că Recep Tayyip Erdoğan a zburat de la Ankara până în Polonia și din Polonia a trecut la Liov cu mașina, preț de 150 de kilometri. Și a mers însoțit de o delegație alcătuită din 5 miniștri și celebrul director al companiei Bayraktar, Huluk Bayraktar, care înțeleg că este ginerele domnului Erdoğan. Cei 5 miniștri sunt ai apărării externelor, agriculturii, comerțului și energiei,
Cel mai probabil s-a discutat despre viitoarea fabrică Bayraktar din Ucraina și, în legătură cu această fabrică, trebuie să spunem, a existat o reacție de la Moscova, care a sunat, nu o să vă vină să credeți, Ministerul Apărării de la Moscova spune că dacă se va naște această fabrică Bayraktar în Ucraina, ea va fi demilitarizată, domnule general. Da. Am văzut că ei au un succes extraordinar prin demilitarizarea Ucrainei, demilitarizarea NATO, demilitarizarea acum Bayraktarului de peste tot. Sigur că iarăși sunt amenințări din acestea care nu au niciun suport real. Vă dați seama că totuși în niciun caz nu investau turcii, nu veneau după atâția ani de colaborare cu ucrainienii, nu veneau să amplaseze un sit de mare importanță pentru ei și nu numai pentru ucrainieni și pentru turcii, pentru ceilalți beneficiari ai acestor sisteme drone, nu amplasau undeva unde rușii să poată să le distrugă sau să le facă, eu știu, mari pagube. Însă, sigur că există această amenințare pe care o vedem în orice domeniu din partea rușilor. Tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere militar, energetic, iată, chiar și cu partea de alimente. Până mai acum vreo 3 săptămâni am avut această amenințare de toate felurile. Totul intră la capitolul noi putem să distrugem și să vă facem mari pagube. Nu cred că este această situație. Mai ales că aici cred că președintele Erdogan a avut un punct greu de spus și un cuvânt susținut, un cuvânt energic vis-a-vis de faptul că această relație cu Ucraina, chiar și prin ceea ce a spus mai devreme prietenii mei, da, a arătat că Ucraina nu este o țară oarecare pentru relația cu Turcia. Foarte interesant, domnule profesor Purvulescu, pentru că Erdogan, cel care lua pe după umeri pe Vladimir Putin, cu care s-a întâlnit acum 2 săptămâni la Sochi, astăzi la Liov, spune, suntem împreună în căutarea unei soluții, dar până atunci suntem de partea prietenilor noștri ucraineni. Ceea ce subliniază izolarea lui Putin. Acel Putin care acum o lună a alergat la Teheran, unde Erdogan îl lăsa să aștepte 2 minute, iar Ayatollahul ținea într-o poziție umilitoare, dovedind că Marea Rusie este doar o putere regională fără importanță și care încearcă cu disperare să-și găsească aliați. Erdogan nu a căzut în capcana lui Vladimir Putin, are și alegeri în Turcia, vrea să dovedească că urmărește în continuare visul otoman, ori pentru orice om care cunoaște geografie, nu Ucraina este adversarul în Asia Centrală a Turciei, ci Rusia. Mai devreme sau mai târziu, deja dacă ne gândim la conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan, care e un conflict activ, în care Rusia a luat partea Armeniei și Turcia a luat partea Azerbaidjanului, vedem foarte clar că nu există nici pe departe înțelegerea pe care o credeau unii. Dar ce vrea să le transmită naționaliștilor turci anti-americani Erdogan este că nu este nici în capcana NATO și mai ales a Statelor Unite ale Americii, nici în cea a Rusiei, ci că este un personaj politic important la nivel mondial. A reușit să negocieze, nu-i așa, deblocarea traseilor maritime, care pentru moment nu înseamnă nimic din punctul de vedere al crizei alimentare, dar a reușit împreună cu ONU. Acum, iată, este prezent acolo și încearcă să facă presiuni asupra Rusiei în ceea ce privește centrala de la Zaporojie. Erdogan este un politician cu suficient de multă experiență ca să știe că nu are niciun fel de importanță ceea ce spun acolo, pentru că Putin va face ceea ce crede că e important pentru Rusia și criza energetică, iertați-mă, nu se referă doar la Zaporojie. Se referă, de fapt, la asistarea alimentării cu gaz a Europei pentru iarnă, pentru a pune economia germană într-o situație dificilă. Domnule profesor Naumescu, despre jocul pe care îl face Recep Tayyip Erdogan, ce vrea să demonstreze? Cui vrea să demonstreze? Turcia a făcut și face un joc politico-diplomatic foarte interesant de la începutul acestui război. Printre specialiștii turci din think tank-uri, din relații internaționale, circulă o vorbă, le place lor să spună, Turcia este pro-Ucraina, dar nu este anti-Rusia. Sigur, această frază care poate
părea așa foarte inteligentă, spune multe și nimic în același timp. Dar, repet, poate părea foarte inteligentă. În esență, cred că mesajul aici pe care vor să-l transmită turci este că își caută și iată și-au găsit un loc interesant în ecuația internațională a acestui război. Turcia încearcă să se profileze ca un mediator, ca un negociator în această criză. Să nu uităm că două aspecte importante. Sigur, cel electoral, așa cum s-a spus, Turcia este la mai puțin de un an de viitoarele alegeri generale, parlamentare și prezidențiale din iunie anul viitor, foarte important pentru regimul Erdogan. Și al doilea aspect, momentul economic extrem de dificil prin care trecea Turcia înainte chiar de această invazie și în lunile din urmă. Și dependența pe care o avea și interesul pe care o avea de a avea relații economice și comerciale strânse cu Federația Rusă. S-a observat, de exemplu, după 24 februarie, o intensificare foarte mare a nivelului relațiilor comerciale și economice Turcia-Federația Rusă. Și chiar au existat analize și temeri, dar nu cumva Turcia să încerce să ajute Rusia să eludeze sancțiunile economice occidentale. De ce? Pentru că Turcia are un regim de vamal cu Uniunea Europeană, de piață unică, fiind candidat la integrare și în același timp nu este membru al Uniunii Europene, deci exista temerea că în acest fel, practic, produsele puteau, prin intermediul Turciei, să ajungă în Rusia sau invers, exporturi rusești să treacă prin Turcia și să meargă spre țări europene. În fine, această ipoteză se pare că a fost în cele din urmă exclusă. Turcia nu ajută Rusia să eludeze sancțiunile. Pe de altă parte, sigur că dacă ar ne uităm la alte decizii, precum cea prin care Erdogan a acceptat să plătească în ruble hidrocarburile rusești, care au deranjat, au produs o anumită iritare la Bruxelles. Se poate observa acest joc la două capete al Ankarei, în care încearcă să obțină beneficii politice, economice, de imagine, de credibilitate, părând că este și de partea Ucrainei și probabil că este prin lucrurile pe care le face, dar în niciun caz acționând împotriva Rusiei. Asta este cert. Ne putem închipui, domnule profesor Naumescu, un atac al armatei ruse asupra unei fabrici Bayraktar în Ucraina? Nu. Eu nu cred că Putin va ataca Turcia, practic, pentru că dacă ar face acest lucru, ar ataca un obiectiv strategic și o investiție importantă a Turciei, pentru că în acel moment el își pierde una din ultimele uși, să spunem, de posibile porți de comunicare spre Occident. Rămâne chiar singur, izolat, nici poarta chineză nu a funcționat de fapt foarte bine, el a supraevaluat-o la începutul invaziei, China nu a fost un mare susținător până acum decât în declarații politic pe partea Rusiei și nu cred că Putin se va angaja în situația în care se află în acest moment economia Rusiei într-un conflict și cu Turcia. Ba chiar va căuta să strângă relațiile, am văzut că se pregăteau să semneze sau au semnat chiar un nou contract pentru a doua tranșă de sisteme de rachetă S-400. Deci este jocul acesta care va continua, pe care Turcia îl consideră benefic pentru propriile interese naționale și noi sperăm să producă în cele din urmă un rezultat interesant. Ceea ce cred că nu s-a spus până acum vis-a-vis de această întâlnire de la Lviv este că există și o parte, foarte probabil este și o parte nepublică, să zicem așa, a întâlnirii, care uneori, știți, în vremuri de război, partea nepublică e mai importantă decât cea publică, cea care se comunică. Și această parte nepublică este că s-ar putea să se încerce organizarea unui summit Putin-Zelenski, având în vedere că Erdogan s-a întâlnit recent și cu președintele Putin, așa cum știm. Eu cred, sincer, că este prematur în acest moment organizarea unui summit Putin-Zelenski. Nu au ce să discute în acest moment. Zelenski a fost foarte clar, nu vede încheierea războiului decât în condițiile în care
Ucraina își reîntregește teritoriul, iar invadatorul părăsește teritoriul statului suveran ucrainean. Deci nu cred că acest demers este sortit succesul, cel puțin în lunile următoare. Propaganda rusă a trasat o linie roșie în Crimea, trasează una nouă în privința țărilor baltice. Și celebrul Soloviov de la televiziunea rusă spune în emisiunea de aseară că dacă Occidentul se va lega de țările baltice, dacă Occidentul va apăra țările baltice în fața Rusiei, atunci Occidentul va primi bomba nucleară. Iată momentul. Литва, Латвия, Эстония, мы сейчас начнем вообще всех русских фигачить, визы не дадим, недвижимость отберем у тех, которые, значит, приехали. Мало этого, мы у себя на территории запретим говорить по-русски. Сейчас, минуточку. А вы это кто? Значит, вы Прибалтийские нацистские эмираты. Хотите нам запретить? Русским людям говорить на своем языке. Хотя 40% проживающих в Латвии русскоговорящие. Хорошо, мы сейчас возьмем и введем войска для защиты русскоязычного населения. 40% в Латвии. Дерутся страны НАТО. Берлин, Париж, Лондон, Брюссель готовы гореть? От ударов наших ракет. А если понадобится, от использования тактического ядерного оружия. Америка готова будет вступить в бой за Трибалтийские эмираты, которые в своем нацистском угаре нарушают права русскоязычных? Министр экстерне Алдане Марчей анонсат, ка цара луи ва интерзиче аксесул тутурор четаценилор руси. Ну ле вор май да визе. Asta chiar dacă Uniunea Europeană nu va ajunge la un acord în privința interzicerii intrării cetățenilor ruși. Domnule profesor Pârvulescu, Soloviov nu e orice propagandist. Soloviov a fost decorat de Vladimir Putin de două ori cu cea mai înaltă distincție a Federației Ruse. Este erou al țării mamă, sau nu știu cum se cheamă, respectiva. Este erou al propagandei ruse de război. Pentru că așa se comportă, amenință, dar vă dați seama, discutând absolut rațional. Rusia este în momentul de față capabilă să mai ducă încă un război, când abia reușește să-l ducă pe ăsta. Cu NATO, direct cu NATO. Cu NATO, cu țările baltice pe care nu le-ar ajuta NATO. Să presupunem asta. Țările baltice au armată. Sunt pregătite. Nu sunt niște țări naive care să aibă cumva iluzia că Rusia este o mare pacificatoare. Nu. Această etichetare permanentă, țările baltice naziste, este menită să le discrediteze. Există o problemă rusofonă, ca și în Moldova, de altfel, în Republica Moldova, în țările baltice. Nu, populația rusofonă nu este atât de importantă, pentru că aici este o confuzie propagandistică importantă. Sunt vorbitori de limbă rusă, dar sunt foști letoni, membri ai Republicii Socialiste Sovietice, letone care au învățat în mod obligatoriu limba rusă. Există însă deja, după 30 de ani, o bună parte a populației care nu mai vorbește rusă. Deci nu sunt cetățeni ruși, dar există și cetățeni ruși acolo, și în Lituania, și în Letonia, și în Estonia. Da, amenințarea asupra orașelor capitale ale celor trei state plus a Uniunii Europene, pentru că bănesc că nu la Belgia se referea, în momentul în care vorbea de Bruxelles. NATO, sediu NATO și sediu Uniunii Europene. Este absurdă. Sigur, dacă Donald Trump ar reveni în 2024 la Casa Albă, atunci poate că lucrurile ar evolua într-o altă direcție. Dar până atunci, Statele Unite ale Americii au promis clar și ferm, iar Congresul, oricare va fi culoarea sa după noiembrie 2024, va susține această linie, va interveni imediat în care teritoriul unui stat membru NATO va fi atacat. Domnule general, loviturile ucrainene din Crimea, lovitura de la Belgorod din seara asta și multe altele care probabil vor exista, pentru că suntem preveniți că vor mai exista astfel de lovituri, reprezintă contraofensiva sau sunt pregătirea contraofensivei?
din punct de vedere militar, nu pot fi chiar contraofensiva, ci, sigur, pregătiri în zonele importante, mai ales de logistică. Ați văzut că nu au fost țintite trupele în special, ci partea de logistică, muniții, combustibili, cum ați arătat și în seara aceasta, avioane, tehnică de luptă. Deci părți care nu au altceva de făcut decât să șubrezească, să scoată cât mai multă tehnică din luptă, să nu poată să aibă suficientă muniție de artilerie, rachete și așa mai departe, încât apărarea rusă să fie în măsură să facă față unei contraofensive puternice din partea ucrainienilor. Trebuie să spunem însă că guvernul în sine, guvernul ucrainian, nu s-a implicat în a recunoaște astfel de acțiuni. Însă au existat voci cumva scăpate din zona de conducere a armatei, voci care au spus, oameni buni, fiți atenți că suntem instruiți, au spus și americanii, au spus și englezii, au spus și alții, că au instruit astfel de oameni din forțele speciale, și nu mai este un secret acest lucru, pentru a interveni în astfel de operațiuni. Se pare că primele grupuri cu astfel de oameni bine pregătiți din forțele speciale au acționat. Nu se vede cât au acționat de bine, se va vedea și în zilele următoare. Purtător de cuvânt SBU, Serviciul de Informații al Ucrainei, în viitorul apropiat vor avea loc evenimente foarte acute pe întreg frontul. Acestea nu vor fi legate neapărat de o anumită dată, dar trebuie să luăm în seamă ziua independenței Ucrainei, 24 august. Vă așteptați la ceva răsunător pentru 24 august? Nu neapărat, ci mai multe astfel de focare care să arate că, într-adevăr, se pregătește marea ofensivă. Din câte știm în acest moment, marea ofensivă a armatei ucrainene sau contraofensivă, dacă e să gândim din punct de vedere al acțiunilor militare, nu este încă suficient de pregătită. Se pare că vocile instructorilor abilitați în acest sens și care au o experiență și din alte zone, alte fronturi și au studiat ceea ce se întâmplă cu rușii în acest moment, acele voci au spus că nu este momentul până nu se atinge acea masă critică din punct de vedere soldat, instruirea soldatului și tehnica pe care o are la dispoziție. Plus, starea puțin mai subrezită a inamicului. Atunci, cred că aceasta va fi acțiunea în legătură cu data de 24 august, șubrezirea inamicului, a rușilor, a armatei ruse, pe întregul front. Nu este simplu acest lucru, având în vedere că sunt vreo 700-800 de kilometri fierbinți și încă vreo 1400-1600 de kilometri mai puțin fierbinți, mai în letargie, așa. Tot frontul, de la un cap la altul, înseamnă vreo 2400 de kilometri, adică aproape de aici până la Paris. Deci nu este simplu să faci o astfel de ofensivă. Însă, din câte am văzut și din câte știm și noi și ne informăm, lovitura importantă pe care probabil că o vor da ucrainienii va fi undeva în regiunea de sud, acolo îi și interesează cel mai mult. Interesează inclusiv, dacă vreți, din punct de vedere al centralei Zaporojie. Îi interesează toată partea aceasta de coastă la Marea Neagră, îi interesează și orașele pe care le-au pierdut și ați văzut câtă bătălie a fost acolo inclusiv. Ce înseamnă pentru dumneavoastră când ministrul apărării din Ucraina, de la Kiev, spune că podul Putin, podul de peste strâmtoarea Kerci este o țintă legitimă pentru că este construit ilegal, podul trebuie distrus. Asta înseamnă că va fi vizat, că e vizat. Ok. Dacă luăm ca și teritoriu de origine Ucraina, are drepturi juridice cumva asupra acestei peninsule a Crimeei, atunci și apele teritoriale sunt ale Ucrainei, iar podul acesta trece pe apa teritorială a Ucrainei. Înseamnă că cel puțin o bucată din acest pod este țintă legitimă. În acest fel, din punctul de vedere militar, orice țintă legitimă și dată prin convenție internațională, ca fiind legitimă și nu doar declarată, că ați văzut, există și zone în lumea aceasta doar cu declarații vis-a-vis de acest lucru, ne gândim Taiwan, China și așa mai departe și altele, aici fiind o țintă declarată,
sigur că poate să fie lovită în sensul că este apărată sau eliberată de către cei care au ocupat vremelnic acest teritoriu. Domnule profesor Naumescu, 24 august, zi de mare semnificație, ne putem da seama cât de important, cât de bine le-ar pica ucrainenilor, că doar despre țara lor e vorba, despre independența ei călcată în picioare de ruși. Vă așteptați la ceva pe 24 august? Da, mă aștept ca în jurul acestei perioade și evident și pe data de 24 și în marja acestei date, ucrainenii să arate cu foarte multă determinare că vor să își elibereze țara. Pentru că acesta este un război de independență al Ucrainei față de Rusia. Acesta este mesajul lor cel mai puternic. Vor să trăiască într-o țară independentă, liberă de trupele rusești, de influența, de dominația Rusiei și care privește spre Occident și spre valorile europene. Deci este, din punct de vedere simbolic, cea mai bună oportunitate pentru ucraineni să-și transmită acest mesaj al dorinței de eliberare, de independență, cu ocazia zilei lor naționale, atunci când, 24 august 1991, și-au dobândit independența față de Moscova. Într-un moment de slăbiciune al Uniunii Sovietice, trăgea să moară Uniunea Sovietică. Murea, dar cei care în au murit au fost chiar ruși. Republica Federală Rusă, condusă de Yeltsin, a fost cea care a dat lovitura de grație Uniunii Sovietice a lui Mihail Gorbaciov. Dar dacă ucrainienii ratează o operațiune militară de 24 august, este o problemă. Ori experții spun că nu sunt pregătiți pentru contraofensivă. Și în orice caz, o contraofensivă care se anunță cu atâta tam-tam este și așteptată. Nu ne așteptăm ca rușii să fie luați prin surprindere. Poate să intervină un element surpriză, poate să fie parte din dezinformare. Vom vedea ce se va întâmpla. Deci cred mai degrabă că vor fi acțiuni ca cele despre care am vorbit acum, care se pot înmulți în măsura în care există disponibilitate, dar ofensiva care să înceapă pe 24 august și să nu fie încununată de succes, un mare risc. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc tuturor. Despre situația tensionată de la Zaporojia, ce informații avem imediat cu Mircea Ivan. Seară bună!